2018. Gazele din Marea Neagră deschid României oportunități imense pentru viitor. 2008. La București se organizează primul summit NATO din istorie pe pământ românesc. 1998. Armata română renunță la ultimele rachete balistice sovietice pe care le mai avea în dotare și își deschide spațiul aerian pentru avioanele Alianței Nord-Atlantice. 1988. România obține 24 de medalii la Jocurile Olimpice de vară de la Seul. 1978. Virginia Ruzici câștigă pentru România primul titlu la Roland Garros. 1968. La Pitești se deschide uzina auto și este produsă prima Dacia 1100. 1958. La Ateneul Român are loc prima ediție a Festivalului Internațional George Enescu. 1948. În ton cu dezvoltarea industriei, ia naștere la București Institutul de Petrol și Gaze, viitoarea universitate de profil. 1938. La Târgu Jiu se inaugurează Coloana Infinitului, emblematica sculptură a lui Constantin Brâncuș. 1928. Societatea Română de Radiodifuziune își începe transmisiunile unindu-i pe români și pe calea undelor. 1918. La Alba Iulia se proclamă unirea Transilvaniei cu regatul României. 1908. La Sărmășel este descoperit primul zăcământ de gaze naturale de pe actualul teritoriu al României. Sunt doar câteva evenimente extraordinare care s-au petrecut în ultimii 110 ani. În tot acest timp, gazul natural a scris istorie și a făcut parte din viața românilor.